altfel, practic, curtea ne spune că am avut dreptate în cererea noastră și mă face să acum îmi amintesc momentul din septembrie 2012 când am mers la consulatul României de la Bruxelles pentru a cere transcrierea certificatului nostru de căsătorie belgian și unde am fost refuzat și cred că decizia de astăzi înseamnă că mă pot uita în ochii oricărui funcționar public din România și din Uniunea Europeană și cu certitudinea că suntem o familie și că statul recunoaște ceea ce suntem pentru celălalt.